Creația este iar la îndemâna oricăruia. Faci orice, e o creație. Eu am lucrat și în piatră foarte mult, am plecat de la busturi, am plecat de la monumente funerare. Asta m-a ajutat foarte mult acum când am făcut reconstituirea lui Brâncuș. Să fac un bust al lui Brâncoveanu. Eu am făcut 24 de gesturi și am numit expoziția Dialog. Bună ziua și bine v-am regăsit în cadrul rubricii Vești și povești de inspirație românească, locul în care ne întâlnim cu personalități, cu oameni din comunitate, cu persoane capabile să ne inspire viețile în sens frumos. Astăzi avem onoarea să vorbim cu sculptorul român Gheorghiță Rodion, sosit în vizită la Torino cu un frumos prilej despre care veți descoperi pe parcursul acestui interviu. Rodion Gheorghiță a urmat Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, dar este craiovean, ca mine. Și de aceea sunt și mai onorată de această întâlnire și mai emoționată. Povestiți-ne, vă rog, despre fascinația, înclinația de a explora diferite materiale, dar mai înainte de toate, bine ați venit în sediul redacției Inspirație Românească. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru faptul că suntem împreună și putem vorbi despre artă. Domnul Rodion Gheorghiță, spuneți-mi, când ați descoperit pasiunea pentru o sculptură? În facultate sau mult mai devreme? Am terminat liceul de artă din Craiova, începând cu clasa 8-a și terminând liceul și dând bacalaureatul la liceul de artă plastică și muzică, era o combinație între muzică și plastică în Craiova. În clasa 12-a, la terminarea liceului, am simțit a treia dimensiune, pentru că orice sculptor trebuie să simtă cea de-a treia dimensiune, adică spațiu. Și atunci m-am hotărât să dau la secția sculptură în cadrul acestui institut de artă plastică superior la București. Când a apărut sculptura în viața dumneavoastră? Bănuiesc că în cazul multor artiști s-a întâmplat mult mai devreme decât anii în care ați început concret să studiați. Poate chiar în copilărie v-a dat primele semne. Nu, în copilărie am făcut desen și pictură, nici de cum sculptură. Cum am spus, în ultimul an atunci am simțit cea de-a treia dimensiune. Până atunci nu, eram hotărât să dau la pictură. Există sculptori, de exemplu, pe care i-am cunoscut și intervievat, care îmi spuneau că în copilărie se jucau inclusiv cu săpunul și sculptau în el. Da, nu mi s-a întâmplat. Nu a fost asta. Nu a fost, da. Care sunt temele principale pe care le abordați în compozițiile dumneavoastră? Deci, ultima și cea mai desăvârșită formă de creație, să vă spun acum ce înseamnă a fi artist, a fi creator, a avea talent, sunt elemente total diferite. Toți artiștii au talent, toți pictorii, toți sculptorii au talent, altfel nu s-ar putea apuca de această, să zicem, profesie. Nu ar putea să intre la un liceu de artă, nu ar putea să urmeze un studiu superior. Deci toată lumea are talent. Să plecăm de la această idee care este clară și precisă. După aceea, de la talent, încep diversiunile. Unii sunt mai buni, mai muncitori, mai harnici, alții sunt mai comozi și asta iar apare o departajare între creatori. Apoi, cea mai importantă este creația. Depinde acum ce înțelegem prin a crea. Deci, poți să creezi un lucru mic și neimportant, creația este iar la îndemâna oricăruia. Faci orice, e o creație. Ai un talent, faci orice, iei o bucată de lut, o strângi în mână și apare o formă. Este o creație. Și prin ce se deosebește totuși marele artist de cel care doar creează ceva și joacă? Aici apar diferențele. Și diferența, să luăm pe Brâncuș, pentru că el este în centrul discuției noastre și el este elementul de la care plecăm,
trebuie să ai genialitate. Genialitatea este un har pe care, după părerea mea, ți-l dă Dumnezeu. Poți să fii formidabil, dar să n-ai această sclipire. El a avut sclipirea divină pentru că a făcut lucrări cu mare trimitere în spațiu, în timp, cu filozofie multă, cu simplitate extraordinară. Și aici este harul pe care ți-l dă Dumnezeu și pe care tu, printr-o muncă fantastică, gândiți-vă că are aproape 200 de piese de lucrări, pe poate peste 200, pe care el le-a executat în decursul vieții lui de 80 de ani, în jur de 80 de ani, nu știu exact. Aici este să ai harul de a face creația desăvârșită. Și mai este un lucru foarte important care nu a mai făcut nimeni. Că, vedeți dumneavoastră, sunt discipolii. Rodin a avut discipoli care au făcut ala Rodin. Alții au făcut ala Brâncuș. Până și acum se fac ala Brâncuș. Deci, ei fac o creație de inspirație aproape totală. Vezi lucrarea, zici, asta e ala Brâncuș, asta e ala Rodin, asta e ala Cutare. Ori în momentul în care devii unicat prin ceea ce faci, atunci devii creatorul total. Și aici este foarte greu. Eu, spre exemplu, am făcut multe lucrări pe tema maternității, care era o modă la un moment dat, pe tema victoriei, adică era aceste teme socialiste, să zic, domnule, preamărim, nu am făcut lucrări cu tendințe pur comun, dar zici, domnule, când zici victorie, te gândești la victoria ta ca om, victoria ăluia de a urca muntele. Victoria înseamnă un elan fără margini care te duce undeva, undeva unde nu toți pot să ajungă. Și atunci zici, domnule, e victorios în sport, în muzică, în sculptură, în pictură. Domnule, e victorios, a ajuns în vârf. Eu am lucrat și în piatră foarte mult, am plecat de la busturi, am plecat de la monumente funerare, am plecat, cum să vă spun eu, a fost diversă paleta de lucru, portrete foarte multe, eu am fost un talent în a face portrete, am plecat întâi de la portretul fizic, adică cu personajul în față, și pe urmă ulterior am mers la fotografia personajul, modelul. Îl fotografiez din diferite poziții și printr-un talent pe care îl ai, aici trebuie să ai într-adevăr un mare talent de a vedea în spațiu și de a colera toate unghiurile din fotografii respective și redai personajul. Și la urmă să zicem că îl mai chemi la atelier când el e deja, să zic, 98% făcut, da, da. Și vii și dai ultima amprentă, fiind lângă tine personaj. S-a întâmplat în momentul în care trebuia să dați ultima amprentă, să modificați... Deci să fiu sincer, foarte... Radical? Nu, nici vorbă. Foarte... să-i schimbați mult aspectul? Nu, niciun caz. Pentru că știu pozițiile cheie... De la început, care te duc la personaj. Și... uneori n-am mai contribuit chiar cu nimic. Uneori poate am pus așa o mică amprentă la un mic element decorativ, la puțin nas, la o gură sau o bărbie, dar foarte, foarte puțin. Asta m-a ajutat foarte mult acum când am făcut reconstituirea lui Brâncuș. Extraordinar de mult, pentru că lucrând după fotografii, că omul nu are timp să vină să-mi pozeze mie. La facultate era modelul care era plătit și spoza o săptămână la un portret. Și aveai 4 ore pe zi, gândiți-vă, 4 ore la spoza, timp de o săptămână aveai timp să-l modelezi, să-l studiezi, să-l vezi. Dar ca să-ți vină un personaj cât de aproape ți-ar fi un prieten, o rudă, să stea să spozeze, nu stă. Se plictisește, obosește, e greu. Și atunci am mers pe ideea de a-l fotografia. Și după fotografie, ușor, ușor, la început a fost greu, dificil, până te obișnuiești cu proporțiile, până te obișnuiești cu modul de a transpune din 2D în 3D,
știți, e greu. E greu, e foarte greu și necesită foarte multă muncă. Multă muncă și timp. Deci nu poți dintr-o dată. Poate am lucrat și luni de zile la o piesă. Dar ușor, ușor mi-am intrat în mână, cum se spune, și am reușit, spre exemplu, într-o săptămână să fac un portret, un cap, să zic. Că da. nu mă duc la personaje întregi pentru că nu are sensul. Însă vreau să vă spun că această idee care am luat-o de mulți ani m-a ajutat fantastic acum când am făcut reconstituirea Brâncuși. Fantastic de mult. Altfel, poate nici n-aveam curajul să mă apuc. Pe măsură ce dumneavoastră vorbeați, mi-a venit în minte un monument pe care l-ați făcut dumneavoastră, dedicat lui William Shakespeare. Se află în Craiova. Da. În orașul din care suntem originari ambii. Da. Și aș dori să vă întreb dacă mai există alte monumente importante pe care le-ați realizat și care se regăsesc poate chiar în Craiova sau în alte mari orașe din România sau din altă parte. Deci, în urmă cu, în 2005, s-a creat ideea în Craiova de a se face un ansamblu al personalităților orașului și al Olteniei. Da. Și a fost o licitație pe plan național, cu foarte multe condiții impuse. Și una din condiții, și care a fost cea mai importantă, unde majoritatea n-au putut să participe, a fost că trebuia să ai cel puțin o treime din valoarea, lucrările au fost în valoare de 100.000 de dolari, erau dolari atunci, da. Și trebuia să ai lucrări de artă în ultimii 2 ani cel puțin un sfert din valoare. Și întâmplarea a făcut să reconstitui ansamblul de sculpturi de pe fațada Muzeului de Artă din Craiova, care au căzut la cutremur. Și ele au fost în valoare de 20.000 de dolari, lucrările, pe care le-am făcut într-un termen extraordinar de scurt, adică în 2 luni de zile am făcut 5 lucrări mari. De 3 metri erau niște altoreliefuri care veneau placate pe fațadă și da. Pe laterale. Și se încheia anul financiar, se pierdeau banii. Și directorul a zis, domne, eu am fost plecat atunci într-un turneu în Italia și n-am putut participa la licitație și el, directorul, zice, bă, unde ai fost? Că uite, mai sunt 2 luni și, păi, fă altă licitație. Păi când o faci? Dom'le, fă altă licitație. A făcut altă licitație, m-am dus la un prieten de-al meu, arhitect, a conceput tot proiectul, tot, și am câștigat licitația. Și în 2 luni au fost montate pe fațada muzeului. Și am luat contravaloarea 20.000 de dolari. Și această sumă m-a ajutat să pot să intru la licitația cu cele respectiv. 24 de busturi în bronz. Gândiți-vă, 24 de busturi pe care am câștigat-o. Pentru a putea face o comparație între viața artistică de dinainte de decembrie 1989 și cea de astăzi, vă rog să ne spuneți cum era mediul artistic de dinainte de evenimentele petrecute în decembrie 1989. Deci vreau să vă spun, la modul cel mai sincer, că în perioada comunistă, să zicem așa, socialistă sau cum vreți să ziceți, arta era foarte ajutată. Vă spun de ce și cum. Era și controlată? Nu era controlată. Se făceau expoziții de grup, de colectiv, se făceau expoziții naționale, se făceau expoziții județene. Deci erau săli care acum au și dispărut, vreau să vă spun. De exemplu, la București era sala Dales, unde erau expozițiile naționale sau expoziții dedicate unor anumite evenimente care nu mai există. Erau mai relevante, să înțeleg, expozițiile de la acea vreme sau se acorda mai mare atenție? Se acorda o mare atenție și veneau artiști plastici din întreaga țară care se veneau cu lucrări, era un juriu competent și nu intrau orice lucrare, intrau lucrări care erau reprezentative, care aveau o expresivitate, care făceau față cerințelor artistice, să zic. Pe urmă, erau bani la CC,
era bani la UTC, erau bani la sindicate, care erau bani alocați special pentru achiziții de artă. Și se cumpărau. Se investea, da, se investea, deci, mai mult în cultură. Se investea, nu, foarte mult, deci tot timpul se cumpărau și pictură și sculptură, se făceau concursuri de monumente. Gândiți-vă ce monumente s-au putut face în perioada aceea, monumente extraordinare, care erau și foarte bine plătite și care au rămas. Dar după Revoluție a venit o perioadă de vid, de nu s-a mai făcut nimeni, nimeni nu s-a mai ocupat de nimic, au dispărut sălile de expoziție, s-au vândut, nu știu, sau nu mai sunt, nu știu, nu pot să spun de ce, cum, nu mai sunt. Plus că din ce în ce lucrările publice sunt din ce în ce mai rare și concursurile nu interesează, e un dezinteres, să zic așa. E, în această situație, eu, spre exemplu, am prins această lucrare monumentală cu 24 de busturi în Craiova, pe care eu am executat-o într-o jumătate de an, vreau să vă spun. După aceea am mai prins 15 busturi ale personalităților din Balș pe care le-am făcut, da, și care sunt în fața primăriei. Apoi, eu am fost profesor în județul Vâlcea, la mănăstirea Bistrița, acolo era o școală profesională și când am terminat facultatea m-am dus acolo pentru că directorul mi-a acordat foarte mult sprijin, deoarece în perioada studenției am cunoscut un mare colecționar de sculptură și de pictură pe nume Bălintescu, da, care a făcut un muzeu cu 10 lucrări de Angel, cu Țuculescu și cu mulți alți artiști și care, văzând că sunt foarte talentat, m-a invitat în vacanțe să lucrez. Și vreau să vă spun că am o sală cu Rodion Gheorghiță de pictură și am și două lucrări de sculptură, adică portretul lui Bălintescu, cel care a donat toate aceste statului, e muzeu, cu muzeograf și cu tot ce trebuie, și lui Anghele am făcut un bust, care sunt prezente în fața casei de cultură unde are loc acest muzeu. Oamenii m-au cunoscut în zonă, m-au iubit, m-au apreciat și fost un primar al orașului Horezu a decis să fac un bust al lui Brâncoveanu. Și în acea perioadă eu am plecat deci vorbim de anii 76, am plecat de la Bistrița la Craiova și m-am angajat la o școală tot a Ministerului Muncii și ei mi-au zis să fac un bust, că a venit o doamnă din străinătate să doneze niște bani să se facă bustul lui Brâncoveanu. Și eu am fost de acord și m-am apucat. Între timp, mi-am făcut turnătoria proprie de bronz. Și cu niște eforturi și cu ajutorul bunului Dumnezeu am reușit și am făcut această turnătorie unde am topit 300 de kilograme de bronz și l-am turnat pe Brâncoveanu, care la ora actuală este situat în orașul Horezu, în fața fostei case de cultură, care și acum e tot casă de cultură. Da, e pus pe un soclu de marmură, este o lucrare foarte frumoasă și foarte expresivă. Cu ani în urmă, deci asta era înainte de Revoluție, se întâmpla în 1979, vorbim de turnare și de bustul ăsta. Acum, după Revoluție, un alt primar a decis la un proiect al meu să facem un Brâncoveanu foarte monumental, ei construind un edificiu imens, un liceu cu care poartă numele Constantin Brâncoveanu, unde învață 1200 de copii, este cel mai mare din Vâlcea și e la Horezu. Și atunci am gândit un Brâncoveanu de 6 metri jumate și l-am făcut din fibră de sticlă, deoarece de mulți ani m-a preocupat acest material, deoarece este ieftin, se face repede și rezistă la intemperii și în timp fără probleme. Deci este foarte rezistent, gândind că din acest material se fac
aripi de avioane, se fac mașini, se fac navete din astea de merg pe apă, embarcațiuni, și o lucrare care stă pe un soclu, vă dați seama că nu întâmpină nici viteză, nici apă, nici vânt, ea stă, e statică. Și am învățat prin mari și multe încercări să lucrez în fibră de sticlă. Și la ora actuală foarte multe lucrări le-am din fibră de sticlă, deoarece bronzul este foarte scump și este foarte greu de prelucrat, de turnat, adică este energofag și costă imens de mult. Și există un al doilea brâncoveanu care are o rampă, i-a pus pe o rampă așa, ca o lansare, gândind că el a lansat cea mai fantastică arhitectură, arhitectura brâncovenească, a lansat cea mai fantastică credință prin sacrificiu, este canonizat ca sfânt, și atunci am făcut o rampă care are 10 metri lungime pe 5 metri lățime, iar el este în vârful rampei, are 6 metri și jumătate lucrarea. Și este foarte expresivă și e în mijlocul orașului. Vorbim deja de câteva minute bune și n-am precizat motivul pentru care ne-ați făcut această vizită la Torino. Vă aflați cu prilejul expoziției la care ați participat, al cărei vernisaj a fost chiar ieri la sediul Bibliotecii Naționale din Torino, un loc prestigios de altfel, acolo unde ați adus o serie de lucrări reconstituite după operele pierdute ale marelui sculptor Constantin Brâncuș. Aș dori să-mi vorbiți despre aceste opere, precum și despre faptul că ele pot fi achiziționate inclusiv după închiderea expoziției, luând, firește, legătura cu dumneavoastră, cei care doresc colecționari sau pur și simplu oameni pasionați de artă și de frumos. Spuneți-mi despre operele pe care le-ați adus la Torino. Deci, vreau să vă spun că această inițiativă nu mi-aparține, aparține prietenului meu de o viață, domnul Constantin Barbu, care este cercetător în multe domenii și a cunoscut mari brâncușologi români și a avut ideea să cerceteze foarte în amănunt opera lui Brâncuș și a constatat că cel mai mare brâncușolog pe nume Thea Bach, un austriac, care are un volum foarte mare cu tot ce a făcut Brâncuș în viața lui, de la începuturi până la sfârșit, menționează că un număr de 88 de piese, să zicem 90, că e o cifră rotundă, poate chiar vor fi mai multe, dar nu mai sunt în lume. De ce nu mai sunt, nu se știe. Unele s-au distrus, altele s-au pierdut, deci ele nu mai sunt în niciun catalog din lume. Și el, Barbu Constantin, prietenul meu, cunoscându-mă și știindu-mă că sunt un om talentat și muncitor și a avut încredere în mine, mi-a propus, dacă sunt de acord, să mă apuc să reconstitui ceea ce nu mai este, după poze. Se cuvine să spunem faptul că tot datorită filozofului Constantin Barbu s-a împlinit această expoziție și nu numai. A avut loc acest eveniment în cadrul Bibliotecii Naționale din Torino, în data de 26 iulie, acolo unde a fost expus și manuscrisul care este deținut de Biblioteca Națională din Torino, un lucru despre care puțin știu sau nimeni nu știe, în afara, acum știm cu toții, da, de aici din comunitatea noastră, dar asta datorită filozofului Constantin Barbu, care de asemenea a ținut în mod expres ca acest manuscris ce aparține lui Ioan Casian și ce este datat în anul 501 să fie expus în cadrul expoziției dumneavoastră. În aceeași expoziție sunt expuse și lucrările de artă digitală ale artistului, tânărului artist Dionis Mihai Barbu. Un lucru excepțional, să știți, și fără precedent aici în Torino. Un manuscris punte între Orient și Occident, un manuscris care atestă legăturile noastre vechi cu poporul italian, străvechi, aș spune. Și chiar aș dori să vă întreb ce impresie v-a lăsat evenimentul care pe noi ne-a încărcat emoțional extraordinar de puternic, ce impresie v-a lăsat dumneavoastră acest eveniment, precum și faptul că, în sfârșit, dincolo de tot ceea ce există în Italia, românii au și o Academie Europeană de Științe și Arte și Literatură,
fondată de asemenea de filozoful Constantin Barbu în luna iunie anul 2023, adică recent. Da. Sub egida căreia s-a și desfășurat toată această manifestare culturală cu denumirea Cultura Română, Cultura Europeană. Acum ce pot să vă spun? Bunul meu prieten pe care noi ne știm de 40 de ani și care ne cunoaștem extraordinar de bine unul pe celălalt, el are această înclinație extraordinară de a căuta și de a găsi. Că poți să cauți și să nu găsești, ca și în artă. Cauți un drum și nu-l găsești niciodată. El, fiind foarte iubit de Dumnezeu, că are o pecetă dumnezească după mine, a avut harul de a ști ce să caute și de a și găsi. Și în momentul de față vreau să vă spun că a scris și a editat 2300 de volume despre istoria română, despre filozofie, despre tradiția ortodoxiei în spațiu danubian, că acolo a apărut la Tomis, s-a apărut toată povestea și nu pot să spun că tot ce s-a întâmplat a fost datorită prea înaltul și prea sfințitului Teodosie, episcopul Tomisului, care a înțeles puterea și măreția lui Barbu Constantin și care l-a susținut financiar. Pentru că dacă nu ai bani, nu poți să scrii nici o pagină. Că n-ai cu ce să-ți cumperi o pagină și un creion. Dar să faci 2300 de manuscrise, să le legi, să le tipărești, ce vorbim? Nu mai spun că în al preasfinția sa a organizat și această expoziție care se datorește Sfinției sale, că altfel noi nu puteam ajunge aici. Ne-a ajutat financiar, să fim sinceri. Nu puteam să venim cu toate aceste lucrări, să trăim aici, să funcționăm fără ajutorul domniei sale. Și pentru asta am toată plecăciunea pentru Sfinția sa. Deci, faptul că aceste lucrări sunt aici, faptul că Barbu Constantin a scris tot ce a scris și faptul că există acest manuscris nu este o întâmplare, este un mesaj dumnezeiesc, după opinia mea, ca artist, ca om de suflet și de spirit, că altfel nu se putea întâmpla absolut nimic aici. Este foarte adevărat ceea ce spuneți și așa cum vorbeați odinioară, statul acorda o foarte mare atenție artei și artiștii au nevoie de susținere permanentă pentru că în lipsa artei nu am fi nimic și mai mult de atât, în Italia, dacă nici Italia nu știa asta, atunci nicio altă țară din lume nu mai știe lucrul acesta. Ne amintim de perioada pandemiei, când oamenii recitau Dante la balcon. Iată, arta este cea care ne salvează până la urmă și din catastrofe de genul acesta. În încheierea interviului nostru, aș dori să-mi spuneți ce planuri și ce așteptări aveți de la această expoziție pe care ați avut ocazia să o susțineți și la Torino. Acum, ca să fiu sincer, ideea este de a vinde pentru a putea merge mai departe în a face cele 88 de lucrări. Pentru că să știți că ce ați văzut sunt bronzuri aurite, sunt lemne, sunt și multe lucrări care urmează a fi făcute, sunt foarte costisitoare. Și pot să vă spun că înaltul și preasfinția sa, Teodosie, a zis că ne va sprijini. Dar acum cât poate să sprijine și un om? Și atunci zici, domne, vând o lucrare și dacă o vând, mai fac 4-5. Deci ideea asta este că altfel nu intenționez să vinzi. Că nu mă interesează banul în sine, că am din ce trăi. Sigur, vă interesează, să putem merge mai departe. Să putem parcurge pașii următori pentru a defini proiectul. Pentru că e un proiect mare. Nu putem să-l abandonăm, dar nici dacă nu avem posibilități, iar este greu. Domnul Rodion Gheorghiță, ce este sculptura pentru dumneavoastră? Sculptura pentru mine înseamnă un mod de a fi și modul de a exista, pentru că altfel viața e fără sens. Deci exact searbădă. Pot să vă spun că m-ați întrebat de un proiect al meu,
am avut o inspirație fantastică în urmă cu 20 de ani, să zic, poate nici atât, când am avut o imagine a mâinii, că lucrând tot timpul cu mâna, am zis, domne, mâna, de fapt, ce e? Sunt 5 oameni care muncesc cu 5, sunt 10 oameni care mă ajută să muncesc. Și atunci am făcut o expoziție în Danemarca cu 24 de bronzuri reprezentând mâna umanizată. Și sunt primul sculptor din lume fără niciun fel de modestie. Mulți au făcut mâna, și Rodin, și mulți, și mulți, mulți, dar mâna umanizată n-a făcut-o niciun sculptor. Eu am fost primul și sunt primul din lume care am umanizat mâna și am făcut-o fiecare deget să fie un om, un personaj. Și le-am pus în fel de fel de mișcări, cum le face omul, că nu ai om, sunt multitudine, nu poți să spui sunt 1000, 2000, poate milioane de gesturi pe care le faci fără să-ți dai seama. Eu am făcut 24 de gesturi și am numit expoziția Dialog. Și am avut un mare succes, vă spun sincer. Este deci, lucrarea cea mai dragă dintre toate cele pe care le-ați realizat? Da, este creația mea. Pot să spun că aici sunt creator. Aici sunt creator și mă definesc. Pentru că nimeni n-a mai făcut. Asta este. De ce marele maestru și geniu Brâncuș e cel mai mare creator din toate timpurile? Din toate timpurile. Păi pentru că nimeni nu s-a gândit la ceea ce a făcut el. Nimeni. Să faci infinitul. Să faci ou, facerea lumii. Să faci, ce să vă mai spun, capetele astea stilizate până la aproape... Nu există oi, nu există gură și care vorbește. Asta este creația divină pe care el a avut-o și a dăruit omenirii. Ați înțeles? Creatorul este cel care face ceva care n-a mai făcut nimeni. Și eu mă consider creator pentru că am făcut acele mâini și care nimeni din lume nu le-a făcut. Și atunci zic, sunt un creator și este mândria mea și arta mea. Că portrete fac toți. Portrete, busturi, monumente, oameni care nu știu ce, care stau pe cal, sub cal, toți au făcut. Dar ca să faci ceva care n-a mai făcut nimeni, cum a fost Brâncuș, de-aia eu l-am iubit și l-am făcut cu atâta elan și dragoste, pentru că am simțit în mine un creator și am spus, eu sunt un creator și pot să identific un alt mare creator. Pentru că mulți au încercat, să nu credeți că n-au încercat. Cu ce gânduri plecați de la Torino? Plec cu gândul de a putea continua tot ce am început. Fiți sigur că... Și este un imbold prin faptul că am fost primiți cu atâta dragoste, că s-a aprobat acel spațiu magnific într-o instituție cu de asemenea splendoare și vechime. Nu oricine a avut prilejul și puțin cred că vor avea prilejul să expună în acest edificiu. Este foarte adevărat și să știți că a fost un întreg demers pentru obținerea acelui spațiu și am avut nevoie de aprobarea Ministerului Culturii din Italia. Într-adevăr, nu oricine poate expune în acel loc. Sunt fericit și domnul Barbu este tot atât de fericit pentru că am putut împreună să spargem orice tipar, orice canon și să fim la maximum de înălțime posibilă. Pentru că mai mult de atât nu se poate. Vă mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi Rodion Gheorghiță, sculptor, a expus în orașul Torino și dacă ați ratat expoziția, mie îmi pare rău, dar urmăriți-ne, urmăriți revista Inspirație Românească pentru că veți găsi acolo în fotografii, în video, în textele pe care le-am realizat în urma acestui prestigios eveniment, atât cât am putut noi să redăm și să captăm, am prins acolo aceste obiecte de artă și bineînțeles, cum îmi place să spun, pe data viitoare... cu inspirație românească. Să dea Dumnezeu!